Ziua de 20 iulie este marcată în calendarul ortodox de sărbătoarea Sfântului Ilie, unul dintre cei mai importanți sfinți din tradiția creștină românească. În această zi, românii de pretutindeni își amintesc de puterea și faptele Sfântului Ilie, dar și de numeroasele tradiții și obiceiuri asociate cu această sărbătoare. De-a lungul timpului, multe dintre aceste practici au fost uitate sau neglijate, însă ele rămân o parte importantă a patrimoniului nostru cultural. În trecut, ziua de Sfântul Ilie era văzută ca un moment potrivit pentru a binecuvânta și sfinți recolta. Țăranii obișnuiau să se ducă la biserică cu spice de grâu, porumb și alte produse agricole pentru a fi binecuvântate de către preot. Se credea că astfel recolta va fi ferită de pagube și va aduce belșug. Sfântul Ilie este cunoscut și ca protector împotriva furtunilor și trăznetelor. În satele de altădată, oamenii aprindeau lumânări și tămâie în casă, iar uneori chiar ieșeau pe câmp pentru a face rugăciuni speciale, cerând protecție pentru casele și animalele lor. În unele regiuni există obiceiul ca în ziua de Sfântul Ilie să se postească sau să se consume doar anumite alimente. De exemplu, nu se consumă carne, iar unii țineau post negru până la apusul soarelui în semn de respect. În această zi se crede că orice muncă fizică este interzisă. Gospodarii evitau să lucreze pământul sau să facă alte activități grele de teamă să nu atragă mânia Sfântului. În schimb, ziua era dedicată rugăciunii și odihnei. Împrumutatul de obiecte sau bani în această zi este văzut ca un gest aducător de ghinion. Se crede că astfel persoana care împrumută poate să-și piardă norocul și prosperitatea. Călătoriile lungi sunt evitate în această zi, deoarece se crede că Sfântul Ilie, în zborul său prin ceruri, poate provoca furtuni violente și pericole neașteptate pentru cei aflați pe drumuri. Relatează click.ro.